Este examinarea organismului uman prin intermediul unor aparate ce poartă denumirea de endoscopie și se introduc în diferite sisteme și organe. În cazul nostru este vorba de endoscopie digestivă superioară și endoscopie digestivă inferioară sau, pe înțelesul tuturor, esofagogastroduodenoscopie și colonoscopie. Atunci când simțiți dureri, atunci când simțiți grețuri, atunci când simțiți disconfort, atunci când aveți probleme de pasaj alimentar, intestinal, constipații, diaree, etc., atunci trebuie să faceți o endoscopie. Endoscopia, cu toate că reprezintă proceduri minim invazive, provoacă deranj, iar în funcție de nivelul de reflexivitate a organismului, acest deranj în timpul endoscopiei poate fi subînțeles și sub formă de dureri. Vă putem spune că pacientul, cu cât mai liniștit suportă procedura de endoscopie, cu atât medicul lucrează mai bine, mai mult, mai calitativ. Pentru aceasta recomandăm anestezie. La etapa actuală, cea mai bună formă de a scoate durerea în cadrul procedurilor de endoscopie este anestezia intravenoasă sau anestezia generală. Trebuie să înțelegem că tehnica endoscopică la ora actuală este extrem de sofisticată. Este special concepută pentru a nu trauma pacientul, pentru a nu face daune organismului pacientului examinat. De obicei, tractul digestiv trebuie să fie gol, deci venim pe nemâncat. Plus la aceasta, la ora actuală, atât pentru endoscopie digestivă superioară, cât și pentru endoscopie digestivă inferioară, este necesară o pregătire medicamentoasă cu spasmolitice, cu mucolitice, cu antispumante care pregătesc suprafața mucoasei pentru evaluarea detaliilor pre- și microscopice.